Emma Parker, în vârstă de 39 de ani, o femeie dependentă de droguri din Anglia, a pus mâna pe un cuțit și și-a tăiat hamsterul în două, apoi l-a mâncat. Întreaga scenă a fost filmată de un bărbat care râdea în hohote. Ești o ticăloasă bolnavă, i-a spus femeii cameramanul de ocazie. Imaginile înfiorătoare au ajuns pe internet, iar una dintre persoanele care le-a vizionat a sesizat Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii Față de Animale, care a anunțat poliția. La audieri, Emma Parker a recunoscut că ea a fost persoana care apare în videoclipul respectiv, informează Mirror. El a spus oamenilor legii că l-a ajutat pe hamsterul ei să moară, după ce acesta fusese mușcat de unul dintre câinii ei. De asemenea, femeia le-a mărturisit polițiștilor că incidentul a avut loc la ea acasă în luna mai a anului trecut. Însă a refuzat să dezvăluie identitatea celui care a filmat-o. Un veterinar cu 27 de ani de experiență a vizionat videoclipul respectiv și a concluzionat că hamsterul a fost supus atât unor traume fizice cât și psihologice, deoarece hamsterii sunt animale de pradă care pot simți frica. Veterinarul a adăugat că pe parcursul întregii sale cariere nu a auzit niciodată de un hamster urlând așa cum a făcut-o acesta în momentul în care a fost tăiat în două de stăpâna sa. Trimisă în judecată, Emma Parker a recunoscut în fața magistraților că a provocat o suferință inutilă unui animal protejat prin lege. Pentru fapta sa, femeia a fost condamnată miercuri 8 martie la 12 luni de închisoare, relatează știrile ProTV.ro.